Salut, sunt Marius de la motobikes.ro și în această frumoasă zi de vară sunt complet echipat de circuit, sunt chiar pe un circuit la Academia TT-Aur și ce avem noi aici? Un BMW C04. Sigur, nu e un alta pe care mi-aș fi dorit-o pentru a rupe virajele pe pistă, dar cum era zicala aia? Când viața îți dă lămâi, te sui în șa și te dai tare pe pistă. A fost o experiență interesantă. Sigur, cum spuneam, BMW C04 e clar că nu este un vehicul făcut pentru circuit. Asta pentru că e destul de greu, la 231 de kg, are un ampatament lung cât o zi de post, la 1,67 metri și costă mai mult decât multe motociclete de pistă, la 12.700 de euro. Dar ne-am dat ce ne-am dat. Ne-a ieșit și un timp pe circuit pe care o să vi-l spunem în curând, adică o să vă dăm o informație complet irelevantă dacă vă gândeați să vă cumpărați un scuter electric pentru oraș. Dar aveți puțin tică răbdare, ajungem undeva cu informațiile astea, totul este bazat pe știință. Asta pentru că n-am venit doar cu BMW C04 aici la circuit, ci am mai adus încă 5 vehicule din gama BMW Motorrad destinate mobilității urbane. We have this one, we have that one, we have these in every color. Did you just run out of this? Then you should stock up on another, add a few more to your cart. Vorbim aici despre BMW C400 GT, C400X, G310 GS, G310R și BMW CE02. Și pentru că nu pot să mă dau cu toate aceste vehicule interesante pe circuit de unul singur, am adus cu mine alter ego-ul meu forjator. Sigur, nu prea vorbește, nu știe multe, dar îi place foarte mult să tragă de gaz. Adică exact ce ne trebuie pentru testul ăsta. La finalul a ceea ce pare a fi cel mai inutil exercițiu de test din istorie, în care am încercat să ducem la limită pe circuit 6 vehicule gândite în principal pentru utilizarea în oraș și în jurul orașului, avem o listă de timpi. În mod deloc surprinzător, ultimul clasat este micuțul CE02. Deși este foarte manevrabil, are doar 15 cai putere și asta se simte. Timpul său, 1 minut 5 secunde 29 de sutimi. Apoi, unul dintre maxi scutere, C400 GT, 1 minut 3 secunde 5 sutimi. Apoi, fratele ceva mai mic și mai ușor, C400X, 1 minut, 2 secunde, 71 de sutimi. Urmează cel mai greu și aparent cel mai puțin manevrabil vehicul din test, și anume maxi scuterul electric CE04, cu 1 minut, 2 secunde, 4 zecimi. Apoi avem motocicletele. Mai întâi G310 GS, micul Adventure, 1 minut, 1 secundă, 53 de sutimi și cel mai rapid, în mod poate puțin surprinzător, o motocicletă care nu este cea mai puternică și nici cea mai ușoară din acest test, și anume G310R, micuțul Naked, cu 59 de secunde și 6 sutimi. Și acum să vedem puțin mai în detaliu ce ne spun timpii ăștia. BMW CE02. Nu este nici scooter, nici motocicletă, ci, spune BMW, un e-parcourer. E-parcourer este o denumire mai fancy pentru un fel de BMX electric care se conduce cu permisul de A1 și implicit în curând și cu permisul de B. A fost cel mai lent vehicul din test și asta nu ne surprinde. Odată pentru că are cea mai mică putere și chiar și pe un circuit destul de mic cum este cel de la Academia TT-Aur, cei 15 cai nu înseamnă mare lucru și deficitul de putere se simte. Dar mai mult de atât, el teoretic ar trebui să fie cel mai manevrabil, nu pentru că este cel mai scurt ca ampatament, de departe cel mai ușor vehicul din test și are frâne destul de bune, suspensii destul de bune, cum am constatat și că l-am testat acum ceva vreme pe stradă. Dar nu stai foarte bine pe el pentru acest gen de exercițiu, adică este foarte îngust, este greu să te ancorezi pe el. Am încercat inițial să merg în poziție hanging off cu corpul la interior, nu prea mi-a ieșit deloc, nu reușeam să mă ancorez bine, așa că am mers cu el în stil supermoto, l-am înclinat și am ridicat piciorul de la interior și foarte repede simțeam că mă încurcă scărițele, atingea cu aceste scărițe din față foarte devreme
și nu-mi venea să forțez mult peste acel nivel. Apoi, deși el are ceva cuplu la ieșire din viraje, pentru că are un cuplu mult mai mare decât ar fi normal pentru vehicul de A1, vorbim aici de peste 50 de Nm, el iese bine inițial din viraj, dar accelerația lui se domolește imediat ce treci de 50-60 de km pe oră. Micul BMW CE02 este exemplul viu de ce nu este bine ca motocicleta pe care mergi pe pistă să fie nici prea manevrabilă. Este atât de scurt și atât de îngust și atât de ușor, încât îl simți cam tot timpul instabil și nu-ți vine să tragi de el peste un anumit nivel, chiar dacă el fizic ar putea merge foarte tare, mai tare în viraj decât am mers eu, dar senzațiile pe care le transmite riderului odată ce treci de un anumit ritm sunt: ai grijă, ai grijă, ai grijă, în orice moment s-ar putea întâmpla ceva rău. Și asta te limitează, chiar dacă potențialul său pare că ar fi destul de ridicat. Următorul pe listă este BMW C400 GT. Clar mai rapid decât BMW CE02, pentru că are mult mai multă putere. Vorbim aici de 34 de cai putere și vorbim de o viteză deja respectabilă pe linia dreaptă, ceea ce fără îndoială îl ajută. La fel, te ajută senzația de încredere pe care ți-o dă într-o primă fază, pentru că este destul de lung și de intuitiv de controlat, până la un punct te distrezi cu el pe viraj, ia virajele foarte bine, îl simți echilibrat și stabil și îți dă încredere. De la un punct încolo însă, începi să simți dezavantajele tipice oricărui scooter. Odată, ampatamentul este destul de lung, adică scooterul are nevoie de un unghi de înclinare destul de mare și de a menține unghiul de înclinare destul de mult timp pentru a vira eficient. Asta înseamnă că trebuie să pierzi timp în fiecare viraj, așteptând ca scooterul să vireze până poți în sfârșit să accelerezi la ieșire. Apoi, de la un punct încolo, începe să nu-ți mai dea încredere. De ce? Pentru că orice scooter are cadrul care se duce undeva pe sub tine, adică nu are cadrul acela de motocicletă care duce o linie între lagărul furcii și roata spate, o linie cât mai directă, care asigură o rigiditate bună și încredere mare. La fel, libertatea de înclinare nu este foarte mare și, pentru că transmisia este automată cu variație continuă, când închizi gazul nu ai frână de motor, trebuie să compensezi cu puțină frână spate la fiecare intrare în viraj. Și în felul ăsta, scuterul, dacă intri tare în viraje, tinde să se ducă mereu puțin larg, pentru că n-are acea frână care îl întoarce eficient în mijlocul virajului. Și, deși până la un punct acest scuter este mai rapid decât ai crede pentru un vehicul gândit în primul rând pentru oraș și pentru utilizare în scopuri utilitare, de la un punct încolo este pur și simplu prea puțin rigid, prea greu, prea lung, prea vag în senzații ca să-ți dea realmente încredere. Și, pentru că stai ca pe un scooter, nu ai un rezervor de care să te ții cu genunchii și de aceea niciodată nu simți că te-ai ancorat cu adevărat bine atunci când iei viraje tari. Următorul în ordine inversă pe lista cu timp este BMW C400X. Dinamic ar trebui să fie cam același vehicul ca C400 GT, are cam aceleași dimensiuni, doar că are 8 kg în minus și tind să cred că acele 8 kg sunt toate de aici, de undeva din față. Asta înseamnă că ai mai puțină inerție la schimbarea de direcție, centrul de greutate este undeva puțin mai jos și plusul acela de agilitate îți dă un pic de încredere să virezi un pic mai strâns, să deschizi gazul puțin mai devreme și de acolo foarte, foarte micul avantaj pe care îl are C400X față de C400 GT. În continuare avem aceleași dezavantaje. Cadrul care vine undeva pe sub picioare, deci automat nu e cea mai bună rigiditate. Transmisia automată care la plecarea de pe loc te ajută foarte mult, dar pe viraje când închizi accelerația nu ai frână de motor. Și evident ampatamentul destul de lung, pneurile nu sunt făcute pentru asta și libertatea de înclinare este destul de limitată. Pe ultima treaptă a podiumului, scooterul electric BMW CE04. Vorbim aici despre cel mai greu vehicul din test, cel mai lung de departe vehicul din test, cu 1,67 metri de ampatament și, ai zice, unul care nu este deloc gândit pentru acest gen de exercițiu. Poate chiar mai puțin decât vehiculele despre care am vorbit până acum. Este practic întruchiparea lipsei de manevrabilitate pe două roți. Dar lucrurile nu stau chiar așa.
În primul rând, deși este foarte lung și într-adevăr foarte stabil, manevrabilitatea lui nu este nemaipomenită în acest context, dar pentru că este lung și are ampatamentul kilometric, îți dă încredere. Adică, chiar dacă nu poți schimba direcția extrem de rapid și chiar dacă ai nevoie de păstrarea unui unghi de înclinare mare mult timp în viraj, scuterul îți dă încredere. Simți că el stă, simți că e stabil, simți că nu este pe cale să cadă în orice moment și îți vine să forțezi. Apoi, soluția datorită căreia a reușit un timp mai bun decât scuterele anterioare, care teoretic sunt mai bine dotate pentru acest exercițiu, este cuplul său enorm. Peste 60 de Nm disponibil imediat ce atingi maneta de accelerație și asta îl scoate rachetă din fiecare viraj, nu trebuie să fii în treapta potrivită, mereu ai cuplul acolo. Și BMW CE04 așa a făcut timpul relativ impresionant. La fiecare ieșire din viraj iese rachetă și câștigă viteză imediat, indiferent că e viraj foarte lent, semi-lent, mediu, rapid, întotdeauna ai putere atunci când o vrei. Treapta a doua podiumului, G310 GS, mica motocicletă adventure. În mod poate puțin surprinzător, să zicem, pentru un neinițiat, cele mai rapide motociclete din test sunt cele care n-au neapărat cel mai mult cuplu, nu sunt nici neapărat cele mai ușoare și nici neapărat cele mai manevrabile ca senzație imediată. Dar motocicletele vor avea întotdeauna un mic avantaj față de scutere la genul acesta de exercițiu. De ce? Pentru că vorbeam mai devreme despre cadrul. Ia uite ce cadru are G300 GS. O linie care pleacă de la lagărul furcii până la lagărul basculei. Asta înseamnă că are un cadru rigid care îți dă încredere atunci când tragi mai tare. La fel, pentru că ai un rezervor aici, ai de unde să te ții cu genunchii și să relaxezi mâinile și să lași motocicleta să vireze. Apoi, pentru că are scărițele relativ înalte, ai libertate de înclinare și poți să te înclini mai mult și implicit să ai viteză mai mare pe viraj. Chiar și așa, senzația mea a fost una dintre cele mai puțin plăcute pe această motocicletă, pentru că este înaltă, suspensiile sunt ieftine și vagi și nu-ți dă încredere să te dai. Apoi, aceste cauciucuri, mai ales atunci când am început să rulăm cu motocicleta care avea foarte puțin kilometri, nu aveau cine știe ce aderență, erau foarte umflate, nu erau rodate și cu această ocazie am reușit și să julesc un pic motocicleta pe partea stângă. Mi-am julit și eu combinezonul, căutând nici măcar, n-aș spune, o limită, ci înclinându-mă puțin mai mult decât în mod normal. Dar nu s-a întâmplat nimic grav. Cu ocazia asta însă am constatat că o suspensie înaltă nu-ți dă un feedback foarte bun, mai ales când suspensia respectivă este una ieftină și pentru că motocicleta cu totul costă 6600 de euro, evident, suspensia nu este una genială. Chiar și așa, cu dezavantajul dat de cauciucuri și de suspensia moale și vagă, această motocicletă a depășit toate scuterele pentru că am putut să mă ancorez bine cu genunchii, pentru că am putut să schimb direcția rapid și pentru că am avut stabilitate pe frânare atunci când mi-am dorit. Și câștigătorul acestei probe, în mod deloc surprinzător pentru mine, BMW G310R. Asta pentru că am simțit de când am făcut primele viraje că această motocicletă este cea mai rapidă din grup. Nu neapărat pentru că ar fi cea mai manevrabilă la modul absolut, ci pentru că este compromisul cel mai bun între stabilitate, manevrabilitate, frâne, libertate de înclinare și rigiditate a cadrului. Adică, la fel ca la G310 GS, am de ce să mă țin cu genunchii, la fel ca la GS am un cadru rigid care îmi dă încredere, doar că aici am suspensiile mai scurte, care îmi dau un feedback mai bun, am un ampatament mai scurt și un centru de greutate ceva mai jos care îmi dă mai multă încredere să mă înclin rapid și să mențin o viteză mai mare de trecere prin viraj și de ieșire din viraj implicit. Apoi am un motor nu foarte puternic, dar pe care pot să-l țin eu la turația la care mă interesează pe mine, mestecând acolo în cutie și jucându-mă între treptele 2, 3 și 4 aici pe acest circuit. Și de aceea avem un avantaj de undeva la 2 secunde pe tur față de fratele, să spunem, vitreg G310 GS, care nu mi-a dat aceeași încredere.
Bun, am văzut cum stau lucrurile în materie de timp pe tur. Acum vrem să vedem cât de mult a influențat abilitatea motocicletelor și respectiv a scuterelor de a accelera tare acest timp pe tur al fiecăreia dintre ele. Adică o să facem niște liniuțe cu motocicletele și scuterele luate câte... Luate două câte două și vom vedea cât de mult influențează accelerația pură timpul pe tur. Așadar, am terminat liniuțele, o probă foarte favorizată de alter ego-ul meu forjator. Avem aici din nou în rolul de lanternă roșie BMW CE02. Pleacă bine de pe loc pentru că motorul său electric are cuplu instantaneu, dar se plafonează repede peste 50-60 de km pe oră, nu mai prea accelerează și asta se vede. Este ultimul loc cu 12,59 secunde. Apoi avem la aproape egalitate G310R și G310GS. Deloc surprinzător. Același motor, aceeași transmisie, aceeași demultiplicare, același cuplu, o greutate foarte similară. Așadar, este absolut normal ca cele două să fie aproape la egalitate, cu un avantaj de doar 4 sutimi de secundă pentru G310R, dar asta se poate considera că este în marja de eroare a testului, pentru că, evident, nici eu și nici alter ego-ul meu nu plecăm de fiecare dată impecabil, perfect, de pe loc. Apoi, avem scuterele cu motor pe benzină. Din nou, probabil deloc întâmplător, în ordinea C400 GT cu 10,99 secunde, C400X cu 10,53 secunde, adică aproape jumătate de secundă diferență între ele, cel mai probabil de la diferența de greutate, poate și de la diferența de greutate dintre mine și alter ego-ul meu, pentru că și acolo sunt probabil 10-20 de kilograme. Avantajul lor este întotdeauna la lansare. Ambreiaj automat centrifugal, transmisie automată, ampatament lung, deci zero tendințe de ridicare pe roată, pur și simplu răsucești manșunul de gaz și scuterele pleacă rachetă. Întotdeauna pleci bine de pe loc, întotdeauna accelerezi perfect, pentru că transmisia cu variație continuă ține motorul în plaja optimă de turație tot timpul. Apoi, din nou, deloc surprinzător, cel mai rapid CE04, scuterul electric, cu 10,52 secunde, doar o sutime de secundă mai rapid decât C400X, deși senzația de la ghidon este că CE04 e de departe cel mai rapid pe accelerație. Asta pentru că pleacă rachetă de pe loc cu cuplul său de peste 60 de Nm, care e disponibil imediat. Scuterul este lung, super stabil, întotdeauna pleci super bine de pe loc, dar de la un punct încolo, de pe la 70 de km pe oră, începe să se plafoneze și de la acea viteză C400X încă accelerează. De aceea, avantajul pe măsurători al lui CE04 este de fapt minim. Bun, acum ne-am explicat o parte dintre rezultatele timpilor pe circuit de mai devreme. Pentru că scuterele care accelerează cel mai tare au acolo un avantaj, motocicletele care au fost cele mai rapide sunt aici relativ lente, deci e clar că nu prin accelerație au făcut acei timpi de mai devreme. Să vedem acum ce impact a avut frânarea asupra acelor timp pe circuit. Am terminat și testul de frânare. Am făcut practic niște frânări de urgență de la 80 de km pe oră cu toate vehiculele din test. Și aici, din nou, CE02 pe ultimul loc în mod detașat. Este clar că acest e-parcurer sau BMX sau ce-o fie, mini supermoto electric, nu a fost făcut pentru a frâna foarte eficient de la viteze care depășesc, să zicem, vitezele normale întâlnite în oraș. Pentru că avem o distanță de 33,5 metri, cu mult mai mare decât următorul clasat. Următoarele clasate sunt G310R și G310GS în această ordine. 26 de metri pentru R, 24,2 metri pentru GS. Sigur, aici pot fi și mici aproximări, pentru că probabil n-am frânat exact în același loc, de la exact aceeași viteză, dar avem sisteme de frânare similare, distribuția maselor similară, GS-ul s-ar putea să aibă un mic avantaj
pentru felul în care încarcă roata față, centrul de greutate mai sus face transferul de masă mai proeminent, mai pregnant pe roata față și de acolo s-ar putea să aibă un plus de aderență atunci când frânezi foarte, foarte agresiv. S-ar putea și ca alter ego-ul meu să fi frânat ceva mai bine decât mine, trebuie să recunosc. Apoi avem scuterele care pe frânare au avantajul ampatamentului lung și al stabilității. Atunci când simți că vehiculul pe care frânezi pe două roți este foarte stabil, îți vine să frânezi tare. Și asta am făcut și noi cu C400 GT, care a oprit în 22,7 metri și cu C400X, care a oprit în 19,2 metri, recordul dintre vehiculele testate de noi. Între ele este CE04 cu 22,1 metri. Ampatament foarte lung, stabilitate garantată, dar și masă mare care trebuie oprită, adică 231 de kg. Aici mai trebuie spus ceva. Un vehicul cu ampatament lung este stabil pe frânare și îți dă încredere, dar cu cât ampatamentul este mai lung, cu atât transferul de masă se face mai puțin și mai anevoios. Asta înseamnă că roata față nu este atât de bine încărcată pe frânare, adică nu neapărat motocicleta sau scuterul cel mai lung frânează cel mai bine, ci doar are cea mai bună stabilitate, dar pentru a frâna optim trebuie un echilibru foarte bun între aderența roții față, felul în care se încarcă roata față și înălțimea centrului de greutate. Bun, am văzut timp pe circuit, am văzut cum accelerează vehiculele testate de noi, am văzut cum frânează. Acum să vedem cât sunt de manevrabile ele de fapt pe un traseu complex cu jaloane. Am început acest test puțin anapoda. Ne-am dat pe circuit, am făcut teste de accelerație și de frânare. Am dus un pic lucrurile la extrem din punct de vedere dinamic, cu niște vehicule care nu prea ar avea treabă să facă lucruri extreme. Așa că ne-am gândit să facem și lucruri sugestive pentru aceste vehicule. Adică le-am testat manevrabilitatea, facilitatea conducerii, ușurința cu care se pot controla și caracterul practic. Ce pot scăra pe ele, cum stă pasagerul și în general cam cât de utile s-ar putea dovedi într-o situație normală de oraș. Și aici putem trage niște concluzii interesante. Mai devreme, cele care au excelat la partea dinamică au fost motocicletele și scuterul electric mare CE04. În schimb, la capitolul manevrabilitate la viteze mici, ordinea se inversează. Cel mai manevrabil și cel mai prietenos, cel mai ușor de folosit, este de departe BMW CE02. Pentru că are un ampatament scurt, pentru că motorul electric, deși are mult cuplu, dacă îi dai puțin, îți dă și el puțin, este foarte ușor de dozat și de controlat și este doar o idee mai greu de controlat decât o bicicletă. Așa că oricine se poate sui pe el și poate face viraje strânse, se poate băga printre mașini, poate face lucruri excelent dozate în spații înguste. Asta înseamnă că poți fi începător și te vei descurca foarte bine cu el. La capătul opus al spectrului ar fi CE04, care, deși destul de stabil și cu puterea dozabilă, este lung, are ampatamentul foarte mare, este destul de greu, simți fața grea și atunci când viteza scade foarte mult și spațiul devine foarte îngust, necesită o mână destul de sigură ca să-l poți controla. La fel, motocicletele, care sunt destul de agile și înguste și se descurcă foarte bine în spații strânse, necesită totuși ceva din partea ta. Trebuie să controlezi bine ambreiajul, să-l patinezi, trebuie să controlezi bine accelerația, ai multe comenzi cu care jonglezi, ai pedala de frână spate la picior, ai accelerația și ambreiajul plus mișcarea ta pe motocicletă, care trebuie să fie destul de precisă. Așadar, sunt foarte manevrabile, dar nu sunt neapărat cele mai ușor de utilizat. Undeva la mijloc sunt scuterele C400X, C400 GT, care sunt lungi, sunt relativ grele, dar sunt foarte ușor de controlat doar din accelerație și din maneta de frână spate și au centrul de greutate jos. O concluzie foarte interesantă pe care o putem trage comparând comportamentul motocicletelor și scuterelor la viteze mai mari pe circuit față de viteze mai mici într-un spațiu îngust între jaloane este următoarea.
la viteze mici, axa de rotație în jurul căruia se înclină un vehicul pe două roți este la nivelul petei de contact a roților. Asta înseamnă că un vehicul cu centrul de greutate cât mai jos se va descurca bine la viteze mici, va fi ușor de înclinat și de controlat. De aceea, scuterele tind să se descurce mai bine la viteze mici decât motocicletele, mai ales decât motocicletele înalte. La viteze mai mari, când vrem să luăm viraje pe un traseu cu precizie, da, să ținem o trasă, axa de rotație în jurul căreia se înclină un scooter sau o motocicletă este undeva mai sus. Și asta înseamnă că o motocicletă care are centrul de greutate mai sus va pivota mai bine în jurul acestei axe de rotație, adică se va înclina mai natural și mai intuitiv și mai controlabil la viteze mari. De aceea, G310R și GS s-au descurcat foarte bine la testuri pe circuit și de aceea CE02 și scuterele C400 GT și C400X s-au descurcat foarte bine la traseul îngust printre jaloane. Apoi am testat și caracterul practic al fiecărui vehicul, adică unde poți depozita obiecte, cum stă pasagerul pe motocicletă sau pe scuter, și am constatat că scuterele mari C400X GT și chiar și CE04 au un spațiu de depozitare sub șa deloc neglijabil, adică poți pune destul de multe obiecte acolo, ai un volum considerabil. Asta înseamnă că n-ai nevoie să cari genți, rucsace, poți să depozitezi o cască de multe ori dacă vrei să parchezi scuterul și să pleci, fără să-ți cari casca după tine, adică acolo ai un plus de caracter practic. La CE02, deși este super practic și manevrabil, nu ai niciun fel de spațiu de depozitare, îți trebuie un top case sau genți laterale dacă vrei să pui orice. La fel și la motociclete, fără top case nu încape nimic, ai un mic spațiu sub șa unde poți pune câteva acte și cam atât. Am văzut cum s-au descurcat toate cele 6 vehicule ca timp pe circuit, ca accelerație, frânare, manevrabilitate, facilitatea pilotajului și caracter practic. Am acordat câte un punctaj la fiecare dintre aceste capitole și am făcut un clasament. Dar înainte de a definitiva clasamentul, trebuie să introducem în ecuație și prețurile plus partea subiectivă, care ne-a plăcut nouă cel mai mult. E momentul să tragem linie la finalul unui comparativ lung și nu tocmai obișnuit. Am testat fiecare scooter sau motocicletă la mai multe categorii și pentru fiecare categorie câștigătorului i-am acordat 6 puncte și ultimului loc 1 punct. Am adunat apoi punctele pentru fiecare categorie, pentru fiecare scooter și pentru fiecare motocicletă, evident, și ne-au ieșit clasamentele următoare. Ultimul loc, BMW CE02, cu doar 20 de puncte. Asta nu pentru că n-ar fi un e-parcurer foarte bun, sau un BMX, sau supermoto, sau scooter, sau motocicletă, sau spuneți-i cum vreți voi. Cert este că e excelent la manevrabilitate, la facilitatea pilotajului și îți dă încredere dacă n-ai mai mers până acum pe motocicletă sau pe scooter, adică ideal dacă ești printre șoferii care urmează să treacă pe vehicule de categorie A1 care se vor putea conduce în curând cu permisul de B. Dar pierde foarte mult la capitolul caracter practic pentru că nu are niciun fel de spațiu de depozitare și la capitolul preț pentru că, deși e foarte agil, costă foarte mult, 8.500 de euro, chiar 9.380 de euro în varianta testată de noi. Penultimul loc, CE04, celălalt scooter electric, mai puternic, mai bine dotat, mai impresionant, mai performant, câștigă foarte mult la capitolul dinamic, a frânat bine, a scos un timp decent pe circuit, deși este lung și greu și este impresionant vizual, fără îndoială, dar costă foarte mult, a luat cel mai mic punctaj la preț, pentru că costă 12.700 de euro și nu este nici el neapărat cel mai ușor de controlat în spații înguste pentru cineva care n-a mai mers până acum pe motocicletă sau care a mers foarte puțin. Apoi avem prima motocicletă în clasament, G310 GS, cu 24 de puncte, foarte puțin peste CE04. G310 GS, pentru că este motocicletă, câștigă mult la capitolul viteză pe circuit, a avut al doilea timp, deși mie nu mi-a plăcut personal foarte mult în acea zonă, dar
Acela e un capitol la care a câștigat puncte, câștigă puncte foarte multe și la preț, costă doar 6.600 de euro. Pierde la caracter practic, nu are spații de depozitare, pierde puțin și la facilitatea pilotajului, nu că n-ar fi ușor de condus, dar un scooter întotdeauna va fi ceva mai ușor de condus decât o motocicletă. Apoi, ultima treaptă a podiumului pentru G310R. Are doar un punct peste fratele său Adventure, adică 25 de puncte. Câștigă acel punct prin faptul că este o idee mai rapid pe pistă, pentru că este mai scurt, mai agil, mai jos, mai ușor de controlat pe viraje strânse, pe schimbări de direcție. În rest, și el pierde la caracter practic, nu are spații de depozitare și el pierde puțin la facilitatea pilotajului. Din nou, nu că n-ar fi ușor de controlat, dar scuterele sunt mai ușor de controlat. Apoi, treapta a doua a podiumului, C400 GT, maxi scuterul touring de la BMW. Nu excelează la nimic, dar câștigă puncte peste tot. Nu este foarte scump, 8.300 de euro, pentru că este de confortabil și de practic. Câștigă mult la capitolul caracter practic, are spațiu de depozitare, stai bine pe el, pasagerul stă bine, este stabil, frânează destul de bine și a scos un timp semidecent și pe circuit. Nu pierde foarte mult practic la niciun capitol. Tot aceeași strategie îl favorizează și pe fratele său, ceva mai mic, C400X, care câștigă detașat acest comparativ cu 31 de puncte. Tot așa, nu a excelat pe niciunde, dar nu costă foarte mult, 7.300 de euro, este suficient de manevrabil, foarte facil de pilotat, are caracter practic, are spațiu de depozitare, frânează excelent, accelerează foarte bine, este doar puțin mai lent în testul de accelerație față de CE04, care pleacă de pe loc ca o rachetă. Așadar, bifează toate căsuțele de care ai avea nevoie pentru un vehicul pe care să-l folosești și în oraș, dar și într-un mod mai dinamic pe viraje. În mod normal, am putea spune gata, aici a terminat testul nostru, ăsta e clasamentul, la revedere. Dar nu facem asta. De ce nu facem asta? Pentru că am neglijat un aspect foarte important. Testele comparative prea des se reduc la clasamente, puncte, timp, lucruri cuantificabile numeric. Și e destul de plictisitor și nu tocmai onest să faci asta. De ce spun acest lucru? Pentru că motocicletele sau scuterele sunt vehicule foarte complexe. O mașină este un vehicul mult mai simplu din punct de vedere dinamic, adică este foarte simplu să faci o mașină eficientă și bună pe viraj. O faci joasă, lată, scurtă și atunci vei câștiga curse cu ea, clar. La motocicletă este mult mai complicat, nu există rețeta universală, aici trebuie să fie centrul de greutate, atât trebuie să fie lungă, atât de lată, atât de grea. Este un compromis constant între stabilitate și manevrabilitate, între comportament la viteze mai mari și la viteze mai mici, între caracter practic și performanță. Și niciodată nu îl nimerești exact pe cel care îți trebuie. Așa că preferința pilotului contează foarte mult, preferința riderului, adică degeaba C400X, să zicem, a obținut cel mai mare punctaj dacă mie nu vorbește pe limba mea, adică atunci când mă sui pe acest scooter, felul în care răspunde el la comenzile mele și la nivelul meu de experiență și la ce caut eu de la un vehicul pe două roți, dacă nu este ce vreau eu, degeaba am văzut că are cele mai multe puncte în comparative, nu mă va coafa cu nimic, dar în schimb dacă eu sunt un începător care s-a apucat ieri, care poate nici nu are permisul de categorie A și vrea ceva util și manevrabil în trafic, care să arate și un pic funky, o să mă simt excelent pe un CE02, care a ieșit pe ultimul loc în comparativul nostru. Ce vreau să spun este că la final, când tragem linie și introducem și preferința riderului, lucrurile se pot schimba total. Și ce vă recomandăm și vouă, de fapt, pentru aceste motociclete și pentru motociclete sau scutere în general, atunci când vă gândiți să vă cumpărați unul, este să le testați, să vă usuiți pe ele, să mergeți pe ele și abia atunci veți vedea cât de bine vi se potrivesc vouă. Nu doar din punctul de vedere al nevoilor voastre practice, la modul cât spațiu vreau, cât caracter practic, ce performanță am nevoie, dar și cum mă simt pe ea, cum reacționez eu la feedback-ul pe care mi-l dă motocicleta sau scuterul și cum pot să controlez eu, cât de bine mă simt atunci când fac lucruri cu vehiculul respectiv. Concluzia așadar este că, sigur, comparativele reci și numerice ne spun niște lucruri importante, adică ne spun care e cea mai manevrabilă motocicletă, care e cea mai performantă, care accelerează sau frânează cel mai bine, în care încap cele mai multe obiecte, dar nu ne spune ceva foarte important. Cum o să ni se potrivească nouă? Și pentru asta vă îndemnăm să testați, să încercați și să vă lămuriți singuri. Sperăm că v-a plăcut
dați-ne like-uri, share-uri, subscribe-uri și să ne vedem cu bine la următorul clip. Toate bune!